te invit să facem un exercițiu de imaginație. Dacă spun cercul povestitorilor, ce imagine îți vine în minte? La ce te gândești prima dată? Vezi o șezătoare în care oamenii au tot fel de îndeletniciri în timp ce spun povești? Vezi undeva în natură, seara, în jurul unui foc de tabără, cum oamenii spun povești? Vezi o zi de duminică în care uh, se spun povești acasă, în familie? Vezi oameni în fața casei, pe prispa casei, uh, cum se întâlnesc uh, oamenii din sat și spun povești? Uh, vezi oameni care, în pauza de masă la lucru, în timp ce mănâncă, mai spun câte o poantă, câte o întâmplare, uh, haioasă sau una emoționantă? În orice formă ar fi, noi avem uh, în firea noastră, ca oameni, dorința de a spune și de a asculta povești, de a acumula informații, înțelepciune prin intermediul poveștilor. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și împreună cu Ioana Popescu te invităm la un cerc al povestitorilor în care chiar asta vom face. Va fi un laborator în care ne vom simți în siguranță, Uh, nu vom fi judecați, putem să greșim, e în regulă, putem să râdem, chiar dacă vom face gafe, uh, putem să împărtășim povești frumoase uh, personale sau pe care le-am citit undeva, pentru că vrem să le spunem pe acelea. E așadar, uh, vrem să facem o seară cu totul și cu totul specială. Deci trebuie să fii la această întâlnirea noastră. Te așteptăm să dai click pe linkul de mai jos și să fii parte din cel mai uh, de poveste cerc. Cercul? Povestitorilor. Te așteptăm!